Mușețelul este una dintre plantele cele mai populare pentru ceai, fiind folosită din vechime pentru proprietățile ei curative în zeci de afecțiuni. Dincolo de efectele sale asupra afecțiunilor stomacului, efectele ei curative se extind și pentru alte afecțiuni. Mușețelul este o plantă originară din sudul și sud-estul Europei, astăzi întâlnită în aproape întreaga lume. În România are o mare arie de răspândire, întâlnindu-se aproape peste tot, de la câmpie, unde apare masiv, pe solurile sărăturoase, până în toate locurile însorite și mai umede de pe lângă drumuri, căi ferate, pajiști, fânețe, cu predilecție pe solurile nisipoase ușoare. Mușețelul înflorește începând cu lunile aprilie-mai până la sfârșitul lunii august, uneori înflorește și a doua oară în septembrie. Momentul cel mai prielnic pentru recoltare este atunci când majoritatea inflorescențelor au petalele marginale dispuse orizontal. În această fază de înflorire, florile au cel mai mare conținut de ulei esențial. Recoltarea se face numai atunci când s-a ridicat roa și numai pe timp însorit, de obicei o singură dată pe an, în lunile mai-iulie. Proprietățile curative ale mușețelului sunt cunoscute încă din vechime, fiind folosit în special pentru rolul lui dezinfectant. Uleiul volatil din mușețel este bogat în azulene și apiginei, elemente care fac mușețelul o plantă specială. Relatează adevărul.ro.